Ursu, cățelul carpatin a fost desfigurat de o cățea care avea pui, spune Antonia, stăpâna patrupedului. Pățania s-a întâmplat în urmă cu o lună. Atunci l-au adus disperați la medicul veterinar. Chiar dacă făcuse mii de operații, medicul veterinar consideră intervenția chirurgicală poate cea mai dificilă de până acum. Fața i-a fost mulsă cu nas cu tot, de pe oasele faciale. Imaginați-vă că ceea ce vedeți acum în zona anatomică normală era undeva în partea dreaptă. Cel mai greu lucru a fost poziționarea nărilor, da? În dreptul foselor nazale. Da? Am trebuit să folosim două tuburi de dren tocmai pentru a realiza o continuitate a aerului să intre în plămân. La două săptămâni de la prima operație, veterinarul a decis să mai facă o intervenție, de această dată de reconstrucție. În zona aceasta s-a intervenit a doua oară, pentru că mi-a lipsit o porțiune foarte mare de mușchi și practic nu aveam posibilitatea ca să facem această plastie, această reconstrucție a feței a fost destul de dificilă, dar a luat foarte mult în greutate, de atunci este un cățel activ, se joacă, este prezent, din punctul meu de vedere arată foarte bine și credem noi că a fost o reușită și l-am ajutat foarte mult. Și s-ar putea să nu fie ultima, pentru că la un an al câinelui, medicul consideră că ar trebui din nou intervenit. Acum însă, la o lună de la ultima intervenție chirurgicală, carpatinul este de nerecunoscut, a luat în greutate și este foarte jucăuș. Credeam că o să moară. Și chiar nu credeam că o să mai supraviețuiască. I-ați mulțumit domnului doctor? Sunteți bucuroase? Da, foarte bucuroase. Acum este foarte jucăuș. Înainte, după operație, era foarte retras. Stătea într-un colț, nu prea... Nici nu mergea. Nici la mâncare nu veneam. Cabinetul medicului veterinar este pentru ursul, cățelul învingător, a doua casă. Aici e casa lui. Da.